Jurnaliști declarați teroriști, noi informații despre spălarea a 20 de miliarde de dolari prin băncile din Republica Moldova, un nou maraton de vaccinare în weekend, propaganda ia amploare în ajun de campanie electorală și avem prima femeie din Moldova care a escaladat muntele Everest. Aceste teme și nu numai mi-au trezit interesul în ultima perioadă, așa că am decis să le analizez mai detaliat. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben și vă invit să vedeți noul episod Galben News, unde vorbesc subiectiv despre mai multe subiecte locale și internaționale. Informații sunt multe, iar timp avem puțin, așa că foc la ghete! Serviciul de informații și securitate, la interpelarea unui deputat, a comunicat că autoritățile cunoșteau încă din 2010 despre operațiunea ce a dus la spălarea peste 20 de miliarde de dolari prin băncile moldovenești. Beneficiarii efective ai operațiunii de spălare de bani au fost în Republica Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor, potrivit unui document publicat de Jurnal Media. Interpelarea SIS îl viza și pe primarul de Bălți, Renato Usatăi. Acesta, la rândul său, a venit cu o reacție. Stimați reprezentanți mass media, am fost unul din puținii care a vorbit despre ce l-a îndrumat de când a apărut această problemă în Republica Moldova. Am dat nume criminalilor din Federația Rusă care erau implicați. Am dat nume celor care au fost implicați din Republica Moldova. Chiar nefiind în țară, aflându-mă peste hotare, în mai multe emisiuni televizate în care am avut posibilitatea să particip, am explicat cine vine cu avionul ușor la Plahotniuc, cine era din partea Federației Rusă și toate aceste aspecte. Când am fost acuzat de organele din Federația Rusă că ar fi implicat, am spus un lucru simplu și celor din Federația Rusă și vă spun și dumneavoastră și la toți cetățenii. Dacă există o probă de implicarea mea în suma de 100 de dolari, nu de 1 milion, nu de 10, nu de 100 de milioane, nu de 17 miliarde de dolari, cum au scris cei din Federația Rusă, eu sunt gata să merg la pușcărie pe viață. Deci, Usată era la curent cu totul. Eu aș vrea să cunosc de unde el știa toate persoanele implicate, toți criminalii din Federația Rusă și cine venea cu avionul lui Șor. Când voi avea ocazia, neapărat o să-l întreb despre asta. Dar stau așa și mă gândesc, 20 de miliarde de dolari. Mie îmi vine greu să-mi dau seama ce poți face cu 1 milion de dolari, nu tocmai cu 1 miliard. Dar cu 20 de miliarde, oamenii aceștia se scăldau în bani furați și murdari și oricum nu se săturau. Au furat încă 1 miliard din bugetul nostru. Că vorba aia, unde încap 20 de miliarde, mai încape unul. Dar din câte vedeți, grămada de bani nu vă scapă. Tot fugarea ți-a ajuns, căci mare adevăr este în proverbul. Cine se lăcomește la cele străine, pierde din ale sale. Cu fiecare ocazie vă îndemn să vă informați din surse demne de încredere și chiar așa să mai verificați cele auzite și văzute. Iar acum, în prag de campanie electorală, este și mai important să putem discerne informația corectă de propagandă și manipulare. În primele luni ale anului curent, 12 instituții media au fost monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent. Potrivit raportului CJI, anumite redacții prezintă subiecte prin prisma preferințelor politice. De exemplu, NTV Moldova, Accent TV, Primul în Moldova, Sputnik MD, Komsomolskaya Pravda.md au avut o abordare pro-Partidul Socialiștilor. Iar TV6, pro-partidul Șor. Prezentarea echidistantă a informației în mare parte a fost observată la Moldova 1, Jurnal TV, RTR Moldova și Publica TV. Publica s-a responsabilizat. Cele mai frecvente abateri sunt amestecul dintre fapte și opinii și lipsa dreptului la replică, ele fiind urmate de titluri ironice și trimiterea la surse imposibil de verificat, ceea ce a fost și anterior. În cadrul monitorizării a fost analizat felul în care aceste instituții au reflectat 5 evenimente de interes public care au avut loc în perioada 15 februarie-15 mai curent. Decizia Curții Constituționale privind desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru, consultările politice dintre președinta Maia Sandu și partidele parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier, instituirea stării de urgență în luna martie a acestui an, decizia Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova și constituirea blocului electoral PSRM-PCRM. Unele dintre redacțiile monitorizate nu prezintă informația completă, astfel induc în eroare publicul. De exemplu, la subiectul instituirii stării de urgență,
instituțiile media prosocialiști au manipulat publicul. Cele mai multe abateri au fost identificate în cazul NTV Moldova, Primul în Moldova, Accent TV, Komsomolskaya Pravda și Sputnik MD. Fiind vorba și aici de amestecul faptelor cu opinii, lipsa dreptului la replică și prezentarea selectivă a declarațiilor. În ceea ce privește tehnicile de dezinformare, atunci cel mai des s-a recurs la tehnica Salvatorul Național, care desigur era prezentat Igor Dodon versus Dușmanul Intern, care era Maia Sandu. Din câte vedeți, nimic nou sub soare. Raportul complet elaborat de CJI poate fi accesat pe portalul Media Azi și Media Critica. Vă recomand să urmăriți aceste platforme pentru a înțelege mai bine cum și de către cine suntem manipulați, dar și cum ne putem proteja de dezinformare. Iar acum vreau să trec la o informație din afară, tot legată de jurnalism și informare, care a scandalizat toată lumea. Belarusul a obligat să aterizeze la Minsk o aeronavă comercială la bordul căreia se afla un jurnalist, opozant al regimului lui Alexander Lukashenko. Roman Potasevici este fostul editor-șef al canalului de Telegram Nehta, care a prezentat ororile regimului dictatorial al președintelui Alexander Lukashenko. Aeronava care a efectuat o cursă Atena-Vilnius a fost interceptată în spațiul aerian belarus, sub pretextul că la bord ar fi o bombă. În ultimele luni, jurnalistul locuia la Vilnius și făcea parte din echipa Svetlanei Tihanovskaya, oponenta lui Lukashenko la alegerile din 2020 și care se declară învingătoare de facto a scrutinului prezidențial. Potasevici a fost inclus de către autoritățile din Belarus pe lista teroriștilor și dat în căutare internațională. Lista teroriștilor, oameni buni! În ce stat democratic un jurnalist poate fi numit terorist? Nici măcar Voronin, Plahotniuc și Dodon nu își permiteau așa ceva. Dacă era să fie la noi un Lukashenko la putere, eu de mult era să fiu închis sub acuzația că sunt terorist. Asta doar fiindcă îi criticam și continui să-i critic pe cei de la guvernare pentru prostiile pe care le fac. Însă pentru Lukashenko, teroriști sunt toți cei care arată adevărata față a guvernării sale. O grămadă de jurnaliști și de instituții media din Belarus au fugit din țara lor. De exemplu, același Potasevici care s-a refugiat în Lituania sau canalul Belsat care s-a mutat în Polonia. Potasevici a apărut recent într-un video și se pare că a fost impus să facă asemenea declarații. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. А также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск. Acum Potasevici riscă pedeapsa cu moartea. Vă imaginați așa ceva? Să fii ucis din cauza că spui adevărul. Drept răspuns la această bătaie de joc, mai multe companii de zbor au început să evite spațiul aerian al Belarusului, iar Marea Britanie a suspendat permisul de zbor al companiei beloruse Belavia. Iată așa arăta spațiul aerian deasupra Belarusului ieri. Țara este evitată de toți. Există însă jurnaliști care au încercat să continue să informeze corect populația rămânând în Belarus. De exemplu, portalul Tutbai a fost blocat în țară. Conducerea acestui portal s-a ales cu dosare penale, iar 13 angajați au fost reținuți și apoi li s-a interzis să părăsească țara. Lukashenko încearcă prin toate metodele să se mențină la putere și oricine îndrăznește să-l critique devine dușmanul său. Omul stă la șefia statului de 27 de ani. Probabil doar Putin în Rusia va reuși să-l întreacă la acest capitol. Ambii nu vor să se lase de putere nici în ruptul capului. Nici în Federația Rusă situația nu este mai bună. De exemplu, peste 50 de angajați ai metroului din Moscova au fost concediați după ce hackerii au făcut publice datele personale ale celor care s-au înregistrat pe o platformă de susținere a opozantului lui Putin, Alexei Navalny, evident. Mai mulți jurnaliști și vloggeri din Rusia au reflectat această situație și au remarcat că cei concediați nu sunt donatori ai fundației lui Navalny, ci oameni simpli care se logau cu adresa de e-mail sau cu o rețea de socializare pe platforma echipei acestuia ca să fie la curent cu informațiile prezentate, deci nimic neobișnuit. Încă un exemplu de dictatură, când nu ai dreptul nici măcar să urmărești ce vorbește opoziția. Cine dintre voi nu s-a logat niciodată cu Facebook sau cu adresa de e-mail pe vreun site? Cine dintre voi se teme să pună un like sau să comenteze la vreun politician? Acum imaginați-vă că mâine șeful vă cheamă și vă dă afară fiindcă ați îndrăznit să dați un like la o postare de-a lui Vasile Costiuc sau de-a Maia Sandu sau de-a lui Igor Dodon, spre exemplu. Sună ridicol, nu-i așa? Dar în Rusia asta este deja o realitate. Și dacă tot suntem la tema dictatorilor, haideți să vă mai spun despre unul, care deja a ajuns la absurd. Liderul nord-corean Kim Jong-un a interzis purtarea blugilor rupți sau mulați.
dar și tunsoarea unde părul este scurt în față și lung în spate. Măsura are ca scop menținerea tineretului nord-corean departe de tendințele decadente ale modei din vest. Ce frumos sună, da? Dar penibil. Ca să înțelegeți cât de absurd este totul, în Coreea de Nord femeile au la dispoziție doar 18 tipuri de tunsori standard, iar bărbații își aranjează coafura după modelul liderului lor suprem, Kim Jong-un. Măi, e penibil ce spun eu aici. Sunt curios, cineva dintre voi crede că blugii rupți sau mulați vă pot face mai puțin educați? Ce are îmbrăcămintea cu educația sau coafura, cum ne poate afecta calitățile morale? Dictatorii nu sunt oameni întregi la cap. Un om normal nu face din poporul său niște roboți, niște păpuși care să arate la fel, nu le închide granițele și gurile. Nu le dictează cum să se îmbrace și cum să se tundă. Dictatura trebuie condamnată căci e ca un parazit, ca un virus, care astăzi are loc în Coreea de Nord și în Belarus, iar mâine poate ajunge la noi dacă rămânem indiferenți. În Republica Moldova s-a înregistrat un record de vaccinări în weekendul trecut, când peste 10.000 de doze de vaccin anticovid au fost administrate. O bună parte dintre acestea au fost puse în cadrul maratonului vaccinării de la Universitatea de Medicină și Farmacie. La vaccinul Pfizer s-au creat cozi care s-au întins chiar și pe durata a 3 ore. Aproape 300.000 de doze de vaccin au fost administrate în Republica Moldova. În jur de 40.000 de persoane sunt vaccinate complet. Eu m-am vaccinat cu prima doză, vă reamintesc. Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor organiza un maraton de vaccinare și la sfârșitul acestei săptămâni, în incinta, atenție, a Palatului Republicii. Astfel, maratonul începe chiar de vineri, 28 mai, la ora 9:00. La vaccinare poate veni oricine, indiferent de viza de reședință. Trebuie să aveți la voi doar buletinul de identitate. Potrivit autorităților, pentru a reveni la normalitate, e nevoie ca locuitorii municipiului Chișinău să fie vaccinați în proporții de 70-80%. Numărul românilor care se vaccinează zilnic s-a redus aproape în jumătate. Autoritățile de peste prut susțin că cei care au vrut să se vaccineze au făcut-o și că acum este momentul în care trebuie să se găsească argumente pentru a-i convinge pe cei care ezită din vari motive. În plus, trebuie găsite căi pentru vaccinarea românilor din mediul rural, una dintre propuneri fiind orașul vaccinează satul, prin care personalul care se ocupă de vaccinare în centrele urbane să meargă o dată sau de două ori pe săptămână în mediul rural pentru vaccinarea anti-COVID. Este o idee foarte bună. Cred că autoritățile din Republica Moldova la fel ar trebui să ia în calcul faptul că în curând vor fi vaccinați toți cei care sunt pro-vaccinare și brusc ne vom trezi că avem vaccinuri, dar nu mai avem doritori. Din mesajele pe care le primesc zilnic, constat că există mulți doritori prin sate, dar acolo încă merge etapa a doua de vaccinare, când sunt programați cei mai în vârstă doar. Ca un argument pro-vaccinare, vreau să vă informez că, potrivit agențiilor turistice, de exemplu, pentru a merge la mare în Bulgaria cu pașaport biometric, o putem face fără a da test dacă avem ambele doze de vaccin puse și au trecut cel puțin 2 săptămâni după a doua doză. Turcia cere testul negativ la intrarea în țară. Grecia nu permite accesul persoanelor cu pașaport biometric. Însă dacă rata de vaccinare va fi ridicată, cazurile de COVID vor fi tot mai rare și treptat toate statele își vor redeschide granițele și vom putea circula din nou fără restricții. Un exemplu de succes datorită vaccinării este Malta, unde 70% dintre populația adultă s-a vaccinat cu cel puțin o doză de vaccin împotriva COVID-19, devenind prima țară din Uniunea Europeană care a obținut imunitate colectivă. Malta a avut în medie 3 cazuri noi de COVID în fiecare zi în ultima săptămână, iar vaccinurile sunt administrate cu o rată de un vaccin la 5 secunde. Vă imaginați cât de operativ se mișcă ei acolo. Datorită imunității colective, de pe 24 mai au fost ridicate restricțiile privind sălile de sport și piscinele, în timp ce programul restaurantelor a fost prelungit până la miezul nopții. Anterior, acestea trebuiau să se închidă la ora 17. Deci, mai avem o dovadă că, datorită vaccinării, viața revine la normalitate. Acum vreau să vă povestesc despre o cauză foarte frumoasă care are nevoie de ajutorul nostru. Asociația Obștească Frigider Comunitar donează produse alimentare și oferă prânzuri calde familiilor nevoiașe, pensionarilor și persoanelor cu dizabilități din 4 sate din Moldova. Lunar se gătesc și se oferă peste 800 de prânzuri. Acum asociația are nevoie de ajutor pentru a oferi prânzuri într-o locație nouă, satul Cașunca, raionul Florești, unde le se va oferi mâncare la 18 pensionari și oameni cu dizabilități.
De asemenea, acolo vor fi hrăniți și 11 copii din familii sărace. Asociația Frigider Comunitar face un apel la ajutor deoarece are mare nevoie de cartofi, ceapă, morcov, sfeclă roșie, varză, miere, crupe, făină, zahăr, ulei, pastă de tomate, unt, ouă, lactate, lapte condensat, biscuiți, dulciuri sau mezeluri. Eu vin cu un apel către agenții economici și toți doritorii să ajute încă 29 de oameni care trăiesc la limita sărăciei să aibă parte de un prânz cald. Pentru detalii puteți intra pe pagina de Facebook a Asociației Frigider Comunitar sau puteți apela la numărul afișat pe ecran. La final vreau să vă spun despre un moment istoric pentru țara noastră. Olga Țapordei este prima femeie din Republica Moldova care a cucerit muntele Everest. Ea a urcat pe cel mai înalt vârf din lume de 8848 de metri pe 23 mai 2021 la ora 5 dimineața. Anul ăsta, condițiile meteo pentru escaladare au fost cele mai complicate din ultimii câțiva zeci de ani, cu vânturi puternice de până la 60 de km pe oră. Prin urmare, Olga și echipa de alpiniști din care făcea parte a avut un drum lung și complicat la coborâre, dar bine că totul este bine. Sper cândva să ajung și eu măcar în lagărul de bază a Everestului, dar ceea ce a făcut Olga este o performanță uriașă. Nu cred că cineva își imaginează ce sacrificii implică asta cu adevărat. Nici nu vreau să-mi închipui prin ce momente complicate trece un om la peste 8000 de metri altitudine. Doamne, ce curaj! Felicitări și plecăciune, Olga! Toată Moldova e mândră de tine! Voi vedeți ce bătaie de joc se întâmplă în Belarus și Rusia cu jurnaliștii care critică guvernarea sau cu oamenii care susțin politicienii din opoziție. Pentru ca să nu avem și noi astfel de situații penibile și grave, vă îndemn să vă informați corect și din surse sigure, mai ales acum, înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Vedeți că unii politicieni deja au început să aplice tehnici murdare de manipulare și propagandă. Ceea ce spun eu aici este subiectiv, așa că analizați, informați-vă și faceți-vă propriile concluzii. Pentru mai multe informații de actualitate, vă aștept și pe Instagram. Eu sunt Dorin Galben și nu uitați că un om bine informat este un om greu de manipulat.